Deputații au votat astăzi în două lecturi proiectul legii bugetului pentru 2010. Potrivit principalului document financiar al țării, veniturile vor depăși 15 miliarde de lei și vor fi mai mici decât cheltuielile cu peste 4 miliarde. Nici valuta națională nu va fi în ascensiune. Rata de schimb valutară va fi de aproape 13 lei pentru un dolar. Pentru anul viitor, guvernul prognozează o creștere a produsului intern brut de 1,5%. În aceste condiții vom fi dependenți de importuri. Rata inflației estimată va fi de 5%, iar salariul mediu pe economie va constitui 2950 de lei, cu 200 de lei mai mult decât anul în curs. Deși a calificat documentul ca unul social, executivul nu a prevăzut pentru 2010 majorări salariale și sociale. Ba mai mult, invalizii și familiile cu mulți copii, care vor solicita de la 1 ianuarie 2010 compensații nominale, nu vor beneficia de acest ajutor. Pe de altă parte, la anul trebuie să ne așteptăm la scumpiri. S-a ajuns la concluzia de a majora cotele accizelor la motorină cu 50%, ca și în cazul benzinei, și respectiv dezicerea de majorare cu 30% a taxei rutiere și a accizului la importul de unități de transport cu motor diesel. Opoziția a criticat dur proiectul legii bugetului pentru anul viitor. Comuniștii spun că documentul este antisocial și că se încearcă economisirea banilor din contul sectoarelor agricol, energetic și social. În special avem o reducere cu 30% a defalcărilor bugetare pentru cultură, sport și educație. Vor suferi programele de asistență medicală. Avem minus 70 de milioane de lei la procurarea utilajului pentru spitale și dotarea acestora. Vor suferi susținerea tineretului, deoarece vor fi revăzute taxele de cazare în cămine și lucrul ăsta este expres indicat în buget. Vor fi revăzute criteriile de acordare a burselor de stat. Deputații au propus mai multe modificări la proiectul legii bugetului, care urmează să fie introduse în document până la votarea acestuia în lectură finală.